Săptămâna trecută, Academia Navală Mircea cel Bătrân a fost gazda etapei a doua a concursurilor sportive și aplicativ militare de vară organizată pe Ministerul Apărării Naționale. La competiție au participat 7 loturi aparținând instituțiilor militare de învățământ. Probele de concurs au fost volei masculin și feminin, handbal masculin, fiecare participant punând pasiune și luptând efectiv pentru un rezultat cât mai bun al echipei. Iar competiția a fost trăită la intensitate maximă nu doar de către sportivi, ci și de colegii lor care i-au încurajat și ovaționat de pe margine. Aceste competiții aplicativ-militare și sportive de vară între instituțiile militare de învățământ reprezintă o bună modalitate de verificare a acumulărilor de la învățământ și de la instrucție. Este o bună dovadă a ceea ce elevii și studenții militari au acumulat de-a lungul unui an întreg, s-au pregătit și acum au venit să se confrunte cu colegii lor. Duminică 15 iunie a avut loc festivitatea de premiere a câștigătorilor competițiilor sportive. Sunt fericit și mulțumit de rezultatele sportivilor Academiei Navale la etapa a doua a jocurilor sportive și aplicativ militare 2014, în sensul că toate cele trei loturi participante la această competiție s-au urcat pe podium. Lotul feminin a obținut medalia de bronz, lotul masculin de volei a obținut medalia de aur, iar lotul masculin de handbal a obținut medalia de aur. Etapa de la Constanța a fost precedată de una desfășurată la Pitești, unde au avut loc întrecerile la natație, atletism și probele aplicativ-militare. În clasamentul final, lotul Academiei Navale a obținut locul 3. Suntem foarte mulțumiți de acest loc 3 pe podium, chiar dacă diferența față de locul 2 a fost doar de un singur punct, lotul Piteștiului având la final 187 de puncte și al Academiei Navale 186, ne mobilizează pentru anul următor. Așteptările noastre au fost ca această competiție să se ridice la un nivel calitativ deosebit, mai mare decât la colegiile militare liceale, întrucât și acolo avem o olimpiadă a sportului militar liceal care se desfășoară anual, iar aceste așteptări au fost îndeplinite. O surpriză plăcută a fost faptul că două dintre loturi s-au aflat în permanență la egalitate, vorbesc despre lotul Academiei Navale și lotul Școlii Militare de Maiști și Subofițeri a Forțelor Terestre, care au fost departajate în final doar de un singur punct. Dincolo de locurile ocupate pe podium, fiecare participant la competiție a câștigat respectul colegilor, prietenilor noi și a contribuit la imaginea instituției pe care a reprezentat-o.
plec foarte mulțumit, emoționat și mă bucur că am văzut tineri fericiți, mulți medaliați și o competiție de valoare și într-un cadru organizatoric deosebit asigurat de Academia Navală.